Îndulcit-o mai cu dorul tău, Hristoase, și mai schimbat cu dumnezeiasca ta dragoste. Preacuvioși, părinți și frați, iubiți credincioși, Hristos a înviat! Suntem cu darul Dumnezeu, iată, în Duminica Tomei. Și toată lumea îl cunoaște pe Toma. Și toată lumea îi spune Toma necredinciosul, pe când el a fost destul de credincios. Și dacă mergem să citim viața lui din sinaxarele noastre, vedem că și viața și-a dat-o pentru Hristos. Deci a fost un credincios. Ci doar gândul acesta al nostru și împământenirea aceasta care este fiind considerat Toma necredinciosul, pleacă de la acel cuvânt al Mântuitorului Hristos, care a zis: puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Deci suntem în cea de-a opta zi după slăvita înviere și absolut cu toții nu aș crede că a fost vreunul care în aceste zile prealuminate pe care le-am parcurs cu toții, să nu fi participat la Sfânta Biserică, la dumnezeieștile slujbe. Și am auzit de atâția martori ai învierii Domnului Hristos, care s-au așezat alături de apostoli, sau mai bine zis, alături de Fecioara Maria. Pentru că ea, Fecioara Maria, nu s-a îndoit niciodată nici de dumnezeirea Fiului ei, nici de puterea Lui de a învia, pentru că ea știa pe cine a purtat în pântece. Știa că ea, Fecioara, atunci când a venit Arhanghelul, a venit Duhul Cel Preasfânt, a simțit puterea Duhului Celui Preasfânt care a umbrit-o pe ea și l-a zămislit pe Fiul lui Dumnezeu. Deci ea știa toate pe cine a purtat în pântece, că este Fiul lui Dumnezeu și că El poate să le facă absolut pe toate și poate să rupă până și cheile împărăției morții, ale iadului, ceea ce a și făcut. Ați văzut că în Sfânta Scriptură nu avem nicio mărturie unde să ni se spună nouă că Iisus s-a arătat în mod special Fecioarei Maria. Nu s-a arătat în mod special pentru că ea nu avea nevoie de certitudine, nu avea nevoie ca ea să convingă că Iisus a înviat, din aceleași motive pe care le-am anunțat mai înainte, pentru că știa pe cine a purtat în pântece. În ziua aceea din tâi a învierii, imediat în ziua Sfintelor Paște, așa cum ați auzit la vecernie, la a doua înviere, cum spunem noi, sau la vecernie, apostolii erau adunați, fiind spre seară, în ziua aceea din tâia săptămânii și ușile fiind încuiate. Ușile erau încuiate, apostolii erau foarte fricoși. Îl văzuseră pe Iisus, pe stăpânul lor, pe ei, pe acel care ei credeau că este Mesia, care se ridice pe poporul Israel din robia romană, să-i scoată. Și apoi, chiar dacă ei văzuseră atâtea și atâtea minuni, ascultaseră atâtea cuvinte de învățătură, să nu uităm că cei mai apropiați dintre apostoli Iacob și Ioan au îndrăznit să se apropie de Iisus și să-i spune: Doamne, când vei veni într-o împărăție a Ta, dă-ne unul să ședem de-a dreapta și unul de-a stânga, adică să ne faci pe noi sfetnici ai tăi într-o împărăție din aceasta pe care Tu o vei întemeia. Desigur, răspunsul lui Iisus îl cunoașteți prea bine. Care a fost atunci? A stat de-a dreapta și de-a stânga nu este dat mie, ci Părintelui Celui Ceresc. Și răspunsul a fost de acum mai departe, Iisus le-a spus lor, le-a vorbit lor despre patima Sa, că iată, mai sunt câteva zile și Fiul omului va fi dat la moarte. Deci, ei apostolii, după ce au trecut, au văzut
prin câte a trecut Iisus erau prinși de frică mare și cu ușile încuiate stăteau zăvorâte, adunați de frica iudeilor. În acel moment a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și a zis: pace vouă! Prin acest cuvânt de pace vouă, nu trebuie să ne oprim, dragii mei, doar numai la o pace din aceasta omenească, ci trebuie să mergem mult mai la adânc, la pacea aceea duhovnicească, la pacea care aduce, aș zice eu, trăirea și prezența lui Iisus. Și este real. Pace vouă, eu sunt cu voi, sunt aici, am înviat. Iată-mă, mă vedeți cum sunt. Sunt înaintea voastră. Liniștiți-vă cugetele, pentru că erau cu toții înspăimântați. Și zicând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta sa. Deci Iisus le-a arătat în acel moment mâinile sale, unde au fost cu ele. Rănile pe care Iisus, pe rănile pe care le-a lăsat cu ele. Și în acel moment ucenicii s-au bucurat văzând pe Domnul. Și Iisus le-a zis iarăși: pace vouă! Precum a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și zicând aceasta, a suflat asupra lor și a zis: luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate, și cărora le veți ține ținute vor fi. A suflat asupra lor Duh dumnezeiesc, Duh Sfânt. Aici vedem lucrarea preasfintei și dumnezeieștii trăimi. Și mai bine zis, prezența preasfintei și dumnezeieștii trăimi. Acolo, în fața apostolilor, Iisus le-a zis pace vouă și tot Iisus le dă pe Duhul cel preasfânt. Luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, le vor fi iertate. E puterea pe care Domnul a dat-o apostolilor și urmașilor acestora până în veacul de astăzi și până la cea de-a doua venire a sa. Căci acum suntem în împărăția Harului lui Dumnezeu. Suntem în împărăția păcii și a bucuriei. Toma, unul din cei 12, numit Geamănul, nu era cu ei când a venit Iisus. Și când Iisus a dat pacea ucenicilor săi. Deci au zis ceilalți ucenici, au spus lui Toma: am văzut pe Domnul. Iar el a zis, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Deci Toma s-a arătat, aș zice eu, cumva foarte cercetător cu mintea și cu inima, dar și cu simțurile, dorind totodată să pipăie coasta Domnului, să vadă coasta care a fost rănită de către acel ostaș și din care a curs sânge și apă. Deci de nu voi vedea, nu voi crede, a zis el, Toma. Dar el, când a zis lucrul acesta, nu a zis-o pentru că s-ar fi îndoit, ci dorea cu adevărat ca să se bucure de prezența lui Iisus. Era un dor după Iisus. Și când dorul este adânc în interior și dorești ca să te întâlnești cu cineva drag inimii tale, chiar și atunci când îl vezi, avem de multe ori cugetarea aceasta: oare chiar să fie adevărat? Parcă nu vine să cred că te văd. Avem această stare noi lăuntrică, stare care vine dintr-o bucurie, din dorul acela adânc al inimii. De aceea am început cuvântul de astăzi legat de dor. Cuvântul pe care rostim absolut cu toții atunci când ne apropiem de Sfintele și Dumnezeieștele Taine.
Deci el, Toma, dorea cu adevărat, îl dorea pe Iisus și voia să fie, să nu mai fie nicio urmă de îndoială în interiorul său că Iisus a înviat. De aceea a zis, de nu voi vedea și de nu voi pune. După 8 zile, ucenicii lui erau iarăși adunați înăuntru și Toma era împreună cu ei. 8 zile, apostolii toți, iertați să-mi fie, s-au lăudat cumva și au zis că am văzut pe Domnul. Încă din ziua aceea din tâi, a auzit Toma și de la femeile mironosițe, care dizi de dimineață au alergat la mormânt și care au mers și au spus ucenicilor, am văzut pe Domnul. L-am întâlnit pe Domnul în Ghețimani. L-au auzit și pe Luca și pe Cleopa, care în aceeași zi, pe când mergeau undeva spre Emaus, ați fost la Ierusalim, Emausul e chiar în preajma Ierusalimului, pe când aceștia mergeau la o țară, cum spune una dintre Evanghelii, undeva departe, dar e vorba de Emaus și e vorba de 2 apostoli din cei 70, din cei mulți, Luca și Cleopa. Aceștia nu erau între cei 12 ucenici. I-au zis și pe ăștia că Iisus a venit, s-a apropiat de ei, că cei s-au întors. Vă amintiți de episod, de momentul întâlnirii dintre Iisus și Luca și Cleopa? Cum Iisus le-a tâlcuit Scripturile, cum aceștia erau triști, de ce sunt trești, de ce sunteți triști, i-a întrebat Iisus. Și cum ei iarăși au spus, cum, tu ești străin în Ierusalim, nu știi câte s-au întâmplat, ce durere avem, nu știi câte necazuri sunt peste noi, că iată, l-am avut pe Iisus și iată, l-au răstignit iudeii. Și Iisus le tâlcuiește Scripturile și când la frângerea pâinii, atunci în gestul pe care l-a făcut Iisus, și-au adus aminte că Iisus a mai făcut gestul acela. Au mai văzut ei cândva gestul acela înainte de patimă, la cină. Când Iisus a luat pâinea, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi. E bine, și acum în gestul acela, în gest, au simțit puterea și de acum când au luat pâinea și au mâncat din ea, atunci li s-au deschis ochii și au cunoscut că este Iisus. Dar acesta s-a făcut în acel moment nevăzut. S-au întors aceștia și au spus ucenicilor și cu siguranță au auzit și Toma cum inima lor ardea pe cale și cum li s-au deschis ochii la frângerea pâinii. A auzit Toma și era sărmanul de el, trist, că îl dorea pe Domnul. Cu dor, spune Iisus Domnul, într-unul de cuvântările sare, am dorit să mănânc cu voi paștele acestea. Ei bine, dorul acela de la cină a rămas în interiorul lui Toma, cum este și dorul după viața cea înaltă pe care o are, îl are omul care își deschide inima și de inima căruia se atinge harul lui Dumnezeu. Și în momentul când s-a atins de inima omului harul lui Dumnezeu, acel dor îl mistuie pe om permanent. Și el nu se mai poate întoarce la ceea ce l-a rupe de Iisus. De aceea oamenii duhovnicești niciodată nu neglijează cele sfinte. Niciodată nu sunt nepăsători față de cele sfinte. Niciodată nu sunt nepăsători față de sufletul lor. De ce? Pentru că dorul după Iisus, dorul după numele Lui, dorul după prezența Lui, dorul după harul Lui,
după puterea Lui, acela îl mistuie mereu. Și inima Lui fiind mistuită mereu de acel dor, nu se poate încălzi cu alte lucruri din acestea omenești. Toma împreună cu ei era și în acel moment, deci după 8 zile, și aceasta este cea de 8-a zi, a venit Iisus, ușile iarăși fiind încuiate, căci ei se temeau mai departe, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă! După ce a dat pacea tuturor, Iisus se îndreaptă către Toma și îi spune, adu degetul tău în coace și vezi mâinile mele și adu mâna ta și o pune în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Cunoscătorul inimilor, cunoscătorul la toate, a toate știutorul, aici ne dăm seama de dumnezeirea lui Iisus. Este arătată dumnezeirea lui Iisus în acest cuvânt. Căci El, Iisus, nu era de față atunci când Toma a venit și a zis că de nu voi vedea semnul cuielor, de nu voi pipăi rana Lui, nu voi crede. Iisus nu era de față. Dar Iisus, Dumnezeu fiind, a cunoscut îndoiala lui Toma. Sau mai bine zis, certitudinea ceea ce dorea Toma să se convingă cu adevărat. Și aceasta de ce? Cum am zis mai devreme, ca să-i fie bucuria deplină, ca să-i fie bucuria pe deplin. De aceea, când Iisus i-a spus, adu și pipăie rănile și coasta mea, și nu fi necredincios, ci credincios, Toma a răspuns doar atât, Domnul meu și Dumnezeul meu. Adică, slavă ție, Doamne, că te văd, sau când noi ne dorim pe cineva drag să ne vină și să-l vedem, zicem doar atât, slavă ție, Doamne, că te-am văzut. Și mai avem și cuvântul acesta, de acum pot să mor. Mai zicem și aceasta. Atunci când o mamă, cel puțin, aici se întâlnește lucrul acesta cel mai des, o mamă când își dorește ca să-și vină fiul sau fiica acasă și să fie la anumite sărbători sau în pragul trecerii. Căci ați văzut de multe ori părinți, bătrâni, bunei, bunici de-ai noștri sau părinți de-ai noștri nu pleacă din această viață până ce nu vine de departe cu tare sau cu tare. Nu este altceva decât același dor cum l-a avut Toma pentru Domnul Iisus. Așa fiecare are dor de a-și vedea pruncul înainte de trecere sau a-și vedea pe cineva drag și nu poate să plece din această viață până ce nu-și împlinește acest dor lăuntric. Nu este dorul acesta, nu este altceva decât o împlinire, o împlinire adâncă. Ei bine, aș zice eu că acum Toma s-a plinit pe sine. El acum nu a mai avut nici îndoială. Era pentru totdeauna apostol al lui Hristos. Apostol înseamnă trimis, sol al lui Hristos. Era pentru totdeauna un vas ales, că cei apostolii sunt vase alese ale Duhului Celui Preasfânt. Apostolia a avut-o numai ei, harisma apostoliei numai ei au avut-o. Și numai ei au avut puterea de a merge din cetate în cetate, din oraș în oraș, din ținut în ținut, de la un popor la altul și a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta vă amintiți foarte bine, căci ei s-au îmbrăcat de acum cu putere de sus. Aș zice eu, cu netemerea. Când s-au convins pentru totdeauna că Duhul este cu ei,
Și când s-au convins de acum că împărăția lui Hristos nu e din lumea aceasta și că împărăția pe care El Iisus a întemeiat-o e tocmai împărăția păcii, a bucuriei, a nădejdii și a iubirii celei veșnice. Căci aceasta este Evanghelia, împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu. Aceasta e Evanghelia. După cuvântul lui Toma pe care l-a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. Și spune Evanghelia mai departe, deci alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. În numele Lui, apostolii au avut viață înăuntru lor. Și acum, dragii mei, gândul meu și cugetarea mea ar fugi nu către cei necredincioși, ci aș îndrăzni să alerg cu mintea și cu inima și poate să atrag un pic atenția pe cât îmi este într-o putere asupra acelora care sunt indiferenți, a acelora care sunt nepăsători. Căci din aceștia sunt mai mulți și îi întâlnim în toate tagmele. Cum se spune în popor, de la vlădică până la opincă, dar și de la conducător de stat și până la ultimul om. Deci în toate tagmele și în toate păturile sociale întâlnim indiferența. Prorocul Ieremia a zis acest cuvânt, că blestemat este tot cel ce face lucrul lui Dumnezeu cu nebăgare de seamă. Suntem creștini. Suntem toți zidiți după chipul lui Dumnezeu. Și chiar dacă nu sunt toți creștini de pe fața pământului, suntem toți din Adam. Și absolut și evreii, mai mult ca noi, și musulmanii, toți își atribuie originea din strămoșul Adam, prin Avraam, musulmanii prin Ismael, iar ceilalți prin Iacov și ceilalți 12 patriarhi. Dar în cele din urmă toți ne tragem din Adam, din strămoșul nostru comun. Ei bine, absolut în toți a fost așezată legea naturală, cea firească. Tot omul își dă seama că vine de undeva. Unii cred mai mult, unii cred mai puțin. Necredincioșii se pot întări în credință, prin ce? Prin citirea cărților sfinte. Am îndemnat și îndemn mereu la o lectură bună sănătoasă. O lectură bună sănătoasă atrage după sine luminarea minții. Vai de cel ce nu are o lectură sănătoasă. Vai de cel ce trăiește de capul lui. Vai de cel care nu are povățuitori. Vai de cel care nu are modele în viața lui. Dar noi, creștini fiind, creștini ortodoxi fiind, au doar trebuie să ne îndoim vreodată în credința noastră. Avem atâția tineri, aveți fii și fiice, avem fii și fiice duhovnicești, noi ca părinți, ca monahi, care de multe ori vedem cum se clatină în credința lor. De ce se clatină? Se pune întrebarea.
este aceeași sămânță pusă de Lucifer a îndoielii. Căci Lucifer, el a fost primul care s-a îndoit, s-a ridicat cu mintea și a strecurat sămânța îndoielii la sfinții noștri strămoși. Și ne botezăm, ne naștem, ne-am născut din apă și din Duh. Și sămânța îndoielii rămâne în interiorul nostru. De ce rămâne sămânța îndoielii? Pentru că încă nu a mars în interiorul nostru. Pentru că încă nu a mars păcatul strămoșesc. Pentru că acela încolțește mereu și mereu dă să iasă la iveală. Precum șarpele, ați văzut că iese din vizuină, din pământ și stă, pândește și numai cât se aruncă asupra prăzii. Așa este urmarea păcatului, păcatul îndoielii. Și mereu omul pune la îndoială cuvântul. Și aceasta vine din închipuire, din trufie. Dar ce este credința pentru noi toți? Credința nu este altceva decât o mișcare lăuntrică a noastră personală. Și mișcarea lăuntrică are argumente. Cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Evrei, avem în jurul nostru, zice el, atâta nori de mărturii, adică, așa cum sunt norii mulți pe bolta cerului, așa sunt mărturiile pentru noi, pentru noi creștinii. Au doar ascuns biserica Evanghelia? A ascuns biserica, a ascuns slujitorii Bisericii Sfânta Scriptură? Nu are absolut tot omul la îndemână? Nu tot omul are la îndemână Scriptura Vechiului Testament? Unde să cerceteze și să vadă? Numai capitolul 53 de la prorocul Isaia, dacă îl citești, îți dai seama cum Iisus a fost văzut, a fost cunoscut cu mintea încă dinainte de proroc. Căci până în ziua de astăzi nu este liturghie, nu este Sfântă Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare sau a Sfântului Ioan Gură de Aur, ca să nu pomenim cuvintele prorocului Isaia. Căci toate cuvintele de la din taina proscomidiei, că e o taină, din taina proscomidiei sunt luate de la prorocul Isaia. Și atunci când ridică Sfânta Prescură pentru a junghia și a scoate Sfântul Agneț pâinea vieții, și atunci se rostite cuvintele de la prorocul Isaia. A ascuns biserica sau slujitorii bisericii vreo carte scrisă de Sfinții Părinți sau toate cărțile au fost deschise întotdeauna? Sunt atâtea biblioteci, sute mii și zeci de mii și sute de mii de lucrări scrise despre Iisus și despre viața Lui, despre trăirea cea adâncă. Ce sunt sfinții care avem pictați pe biserică, în bisericile noastre? Mărturii ale credinței. Și deși am zis că nu voi aminti despre credință sau necredință, iată că am vorbit. Și sunt atâtea și atâtea mărturii, Evanghelia numai, care de 2000 de ani o avem pe masă, o avem pe masa neamului nostru, pusă de Sfântul Apostol Andrei, care ne-a pus-o în față și ne-a dat-o și pe care l-am urmat. Nu putem să spunem că nu l-am urmat, căci și răbdarea acestui popor, a neamului nostru, și statornicia lui în credință, și râvna lui spre cele bune, și prezența noastră în biserică,
Și faptul că în noaptea de Paști milioane de lumânări s-au aprins care ne-au amintit de lumina învierii. Toate acestea sunt mărturii ale credinței. Și atunci să mă mai îndoiesc în credință? Să mai pun la îndoială existența lui Iisus? E pierdere de timp. Cine se ocupă cu așa ceva? Cel care se îndoiește, acela pierde timpul. Avem atâta noi ani de mărturii care ne stau la îndemână. De aceea, datori suntem să credem. Și acum aș reveni asupra ceea ce am zis că voi vorbi, asupra celor care sunt indiferenți. Indiferența, dragii mei, este mai rea decât îndoiala. A fi nepăsător față de cele sfinte înseamnă a intra cu mâinile în buzunar, a trece pe lângă biserică fără să-ți faci cruce, a intra în biserică cu mâinile în buzunar, te uiți la icoane așa nesimțitor și rece, plin de închipuire, plin de trufie, căci în cele din urmă, păcatul închipuirii și a trufiei, acela îl face pe om ca să fie indiferent. Indiferent față de cele sfinte, indiferent față de sfintele slujbe, auzi toaca, auzi clopotul că bate și da, de ce să mă duc astăzi la Sfânta Biserică? Și rămâi mai departe nepăsător și rece. Aceștia sunt căldiceii. În Apocalips găsim un cuvânt destul de aspru pentru ei. Îi voi scuipa din gura mea, zice Domnul. Adică, ai văzut și nu ai crezut. Ai avut atâta nori de mărturii în jurul tău și ai rămas nesimțitor. Metropolitul Bartolomeu Anania atrage atenția în cuvintele sale, în predicele sale, de multe ori asupra păcatului acestuia și l-a numit direct nesimțire sufletească. Adică e ceea ce am spus mai înainte, a fi nepăsător. Ai luat aghiazm, ai luat cele sfinte, fără ca să simți niciun fior, fără ca să te umilești, fără ca să trăiești prezența lui Hristos. A crede înseamnă a te lăsa convins de argumente, de suma unor dovezi. Și cum am zis, să avem atâtea dovezi. Credința noastră este o mișcare personală de încredere în cineva. Spune Sfântul Apostol Pavel, dacă nu mă înșel, în Epistola către Evrei, iar credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor nevăzute. Adică credința atrage după sine încredere în Dumnezeu. A avea credință și a te încrede în cineva înseamnă a acorda credit celuilalt. A crede în Evanghelie și în adevărurile bisericii înseamnă a-L crede pe Mântuitorul Iisus Hristos. A crede în învierea sa, a crede în patima sa, a crede în tot ceea ce El nouă ne-a făgăduit. Indiferenții, cei care, a căror inimi nu sunt mișcate nici la Fiorul Sfânt, aceia sunt mult, se păgubesc ei mai întâi mult în interiorul lor și aceia s-au mulțit în ultima perioadă în întreaga lume. Omul, indiferenții, nu se mai gândesc la viața cea de dincolo. Dar mai întâi ei nu mai cugetă și nu se mai gândesc ca un suflet de care trebuie să poarte de grijă. Nu se mai întreabă de unde vin și unde pleacă. Pe când omul care își pune întrebarea de unde vin
și încotro mă duc, acela nu este indiferent. Acela este permanent într-o adâncă căutare. Acela permanent strigă și el, în orice clipă și în orice moment, când simte prezența lui Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și orice atingere de Domnul Iisus, orice atingere a Harului de inima Lui, dar orice atingere a Lui de trupul și sângele Domnului Hristos, de Sfintele Taine, stările acelea se transformă într-un el, într-un dor nespus. Și toate acestea la un loc nu-l fac pe el decât să spună Domnul meu și Dumnezeul meu. Fericitul Augustin, în confesiunile sale, a vorbit de multe ori despre căutarea sa. Ei bine, omul duhovnicesc de acum, omul când a simțit prezența lui Hristos, frumusețea vieții celei duhovnicești, acela rostește, bine este nou aici, precum au zis apostolii pe Tabor. Aș vrea, iubiții mei, să mai spun doar o scurtă precizare. Pentru că amintit de cuvântul pe care Iisus și apostolii, pe care apostolii au spus pe Tabor, bine este nou aici. Și atunci s-au făcut capabili de a vedea dumnezeirea lui Iisus pe Tabor. Spun Sfinții Părinți că toate arătările lui Iisus după înviere, dumnezeirea sa era ținută de multe ori de umanitatea sa, pentru că ei, apostolii, încă nu se ridicaseră la puterea, la înălțimea, de a vedea și dumnezeirea. De aceea dumnezeirea se coboară la nivelul de cunoaștere a apostolilor, sau mai bine zis, la nivelul de percepere a lui Iisus de către apostoli. Și în felul acesta, Iisus a putut fi perceput, a putut fi văzut de către apostoli. El Iisus s-a coborât cu dumnezeirea în umanitatea sa pentru uman, pentru apostolii care erau umani și aceștia ca să poată să perceapă dumnezeirea. La nivelul lor, aveau să perceapă pe deplin. Să ne amintim de Pavel, de Sfântul Apostol Pavel, care atunci când a fost dus în pustiu de Duhul, cum spune, în Arabia, și ne-a primit descoperiri de sus. Cât de frumos descrie el starea de acum, de cunoaștere a dumnezeirii, a lui Iisus cel înviat. Să fi fost în trup? Nu știu. Să fi fost în afară de trup? Nu știu. Un singur lucru știu, că am primit descoperiri, lucruri pe care mintea nu le poate primi, adică taine înalte dumnezeiești. De aceea Sfinții Părinți au spus că el, Apostolul Pavel, a primit Evanghelia și cuvântul Evangheliei direct de la Hristos. De aceea și epistolele sale, asupra cărora v-am îndemnat și vă îndemn să stăruiți, epistolele Sfântului Apostol Pavel ne sunt nouă izvor de viață, izvor de întărire în credință. Iubiții mei, și cei slabi în credință, și indiferenții, cei care nu simt nimic din lumina pascală, nimic din salutul acesta de Hristos a înviat și adevărat a înviat,
Deci toți aceștia care nu simt, să ia cuvintele și să le Sfintelor Scripturi și nu să le lectureze doar numai cu mintea, ci și cu inima. Să-și smerească inima un pic și să zică, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Și eu le spun tuturor acelora că atunci Iisus li se va descoperi și vor cunoaște puterea întâlnirii cu Iisus și nimic nu-i mai valoros în lumea aceasta ca o întâlnire tainică, o întâlnire taborică, adică între noi și Iisus, în lumina feței lui Iisus. Cine a gustat aici lumina feței și întâlnirea tainică nu poate să fie lipsit la cea de-a doua venire, de întâlnirea, când toate se vor face într-o lumina feței lui Hristos. Și învierea, și strigarea îngerilor, învierea cea de obște mă refer, și absolut toate se vor face într-o lumina feței lui Hristos. Dar până atunci, iubiții mei, să ne silim, având o lectură bună, sănătoasă, îngenunchind în fața aceluia care ne-a iubit și dorul va fi cu noi și pacea și bucuria vor cuprinde inima noastră. Facă bunul Dumnezeu ca în duminica aceasta a Tomii, a doua după Paști, să ne vredicim toți de bucuria pe care a avut-o Toma când l-a întâlnit pe Domnul și să putem spune și noi din toată inima că acesta e Domnul și Dumnezeul meu. Amin. Hristos a înviat.